bine ați venit. Salutare. Pare bine să. Salutare și felicitări. Felicitări. Ce mai că Diana când a auzit. Ce? Păi vreau să văd dacă e înghețat. Paul, zi-mi că, dacă mai auzi mai devreme, a venit un prieten la mine. Cum faci să nu îngheți în apa aia, tu, de tot? E vreun trick? Eu nu știu dacă e un trick. Eu, când am început să mă pregătesc pentru mila aceasta înghețată, m-am dus la un club din, din centrul Bucureștiului. Ei, nescoțând apa pe perioada iernii, mi-am făcut două copci și am început să nope sub apă. Am stat vreo 10 minute în apă, după care am dârdâit foarte mult. Chiar mă băgasem în saună. Nu știam cum să fac recuperarea atunci. Pentru începători... Mă băgasem într-o saună și era plină sauna, m-am băgat într-un colț și dârdâiam și făcea să nu se uite ăștia la mine, să nu se uite ăștia la mine. Pentru începători e risc mare de hipotermie, nu? Da. Deci până la două minute... Poate să fie ok, adică dai un restart organismului, chiar e benefică baia în gheață timp de două minute, peste două minute zic că e sport extrem. Și o milă în cât timp? 22 de minute și 43 de secunde. Bine, cu echipament sau fără? Fără, doar în slip. Hai de capul doar meu. În slip, n-ai voie. Dar cum, adică de unde ai început treaba asta? Păi acum 2 ani am întâlnit pe Jer Kennedy, care este un nume mare în notuna pe înghețate. El a venit în România ca să note în lacul Bâlea. A fost primul om care a notat în lacul Bâlea în octombrie 2017, parcă. Am avut onoarea să mă întâlnesc cu el aici în București. Am aflat despre acest sport nou, notul în ape înghețate, în care temperatura trebuie să aibă între 0 și 5 grade. Te întreb puțin, în imagine vedem unde te antrenai tu în București? Da. Acolo, la piscină. E cu minus acolo, e cu minus. Ia uite. E minus 0, mamă! Acela este Vali Bunea, care după ce a văzut video-ul cu mine notând pe sub gheață, a zis vin să-l ajut, pentru că el este un instructor Wim Hof, nu știu dacă ați auzit de Wim Hof, este un olandez celebru care își menține temperatura corpului ridicată. Da, ridicată chiar după o oră în baie cu gheață. Hai de capul. Și-a dezvoltat această... E mental? Sau da, eu zic că e mental, pentru că toți m-au întrebat, faci dușuri reci? Eu nu fac dușuri reci, eu fac dușuri foarte calde. Deci eu aștept să vină apa caldă să fac dușuri foarte calde. Totul e mental și trebuie să ai o motivație foarte mare ca să reușești. Tu ai făcut și not, nu? Și polo, nu? Am făcut polo înainte. Polo. Da. Copiii îți calcă pe urme, vreunul din ei e notat da, așa de foc? El notă foarte bine. De ea să vă spun un secret, chiar cred că mă moștenește, pentru că aveam cursuri de not, eu am pus o centură de aceea ca să plutească. După vreo două sesiuni a zis, tati, vreau să o dau jos. Și am zis, tati, eu nu pot să mă uit la tine, că trebuie să mă uit la ceilalți. Tati, vreau, bine, hai că... Și atunci am arătat, dă puțin din brațe și chiar a notat perfect. Din prima. Da? Și îți place? Îți place? Da, apa cum să fie, caldă sau mai rece așa cum... Cum înoată tati. Un pic tare, rece? Tare, înseamnă că ea chiar de te moștenește, nu? Ea a fost răcită vreo două săptămâni. Eu n-am fost răcit. Și azi e prima zi, toată ziua m-am întrebat. Când mergem la not? Mergem, uite, mergem azi la not, după școală, mergem la not. Andrei, câți ani ai? Am 9 ani. 9 ani, ești clasa a? A patra. A patra? Sistemul britanic. Stai așa că mi-a dat cu virgulă. Și mi-a dat cu virgulă. Și în noți? Da. Înoți. Vrei să joci polo când o să fii mare? Da. Îți place dintre sportul ăsta, îți place cel mai tare sau te duci spre fotbal, cum fac toți băieții? Fac și fotbal cu cu tati, da? Și fac și not. Joacă tati și fotbal? Nu, eu fac un antrenament de fotbal cu cei de la școală, okay. Cu echipa școlii și e și el în echipa școlii. Ce urmează anul ăsta? Ziceai că până în 2020 vrei să faci 7. Da, urmează campionatul mondial de întâlnă pe înghețate, care va fi în Murmansk, în Rusia. Este omologat? Sport omologat? Au campionat mondial. Cu ocazia acestui campionat mondial o să vină Comitetul Olimpic să vadă dacă o să le introducă în Jocurile Olimpice de iarnă. Mamă. Da. E o provocare asta. E o cale, dar chiar mi-a zis un reporter de la altă televiziune, a zis, tu poți să intri în istorie, că niciodată un sportiv român a câștigat o medalie olimpică la jocurile de iarnă. Da, jocurile de iarnă. Chiar nu m-am gândit la chestia asta. E o probă standard. Este foarte riscant, pentru că și pentru ei, vă dați seama că, de exemplu, vă dau un exemplu, anul trecut la un concurs a decedat un motor, da, după 50 de metri fluturile a ieșit și după aia, da, dar cu anumite analize specifice, cred că se poate. După care o să continui
challenge-ul meu de Ocean 7. Ocean 7 include cele mai periculoase strâmtori și canale din lume. O să plec în Hawaii. Deci nu numai în ape înghețate. De unde mai place și la căldură. Nu, Ocean 7 înseamnă cele mai periculoase. Mm-hmm. Nu contează. Aici periculozitatea constă în fauna marină care e acolo. Nu mi-e frică de rechini, chiar dacă sunt și marele alb. Ai zis? Și nu mi-e frică de rechini. Mi-e frică de meduze. Da, sunt ucigașii numărul 1 în acțiune. Sunt niște meduze numite box jellyfish care atacă direct sistemul nervos și dacă te-au atacat trebuie să te urci pe barcă imediat să te ducă la spital. Ți-e frică și de foci, din ce am înțeles eu, că din cauza asta chiar ai refuzat să mai sări în apă. N-am refuzat, am avut o întâmplare când am traversat Catalina Channel, între insula Catalina și Los Angeles, 35 de kilometri pe perioada nopții. Noi ne-a dus barca până pe insula Catalina la 11 noaptea, după care eu m-am pregătit și când se sar în apă, erau niște pești zburători. Pilotul ne-a zis, e o raritate pentru noi să vedem acest pești zburător, dar ei... Cum pești zburători? Cum adică? Sunt pești zburători, există. Și ei fugeau de niște două foci imense. Eu am crezut că sunt lei de mare, pilotul a zis că sunt foci. După care, după 5 minute, uitându-ne la acest serial Discovery, el mi-a zis, sari acum. Acum de aici, în mijlocul acțiunii, sari. Și eu, după canalul mânecii, în canalul mânecii trebuie să ai încredere oarbă în pilot, am sărit, nu mi s-a întâmplat nimic. Și m-am dus până la mal și după care am început că trebuie să pleci de pe uscat, să termin pe uscat. Un lucru te mai întreb, cum ai făcut tranziția? De la polo, cum ai ajuns la chestia asta? Într-o zi te-ai zis tu, gata, not în ape. Am trecut prin triatlon. Ok. Și după care m-am bazat pe notul în ape deschise. Ești fan în not clar. Da, când făceam polo nu eram fan în not, pentru că îmi plăcea mai mult mingea. Acum sunt fan în not, numai n-am mai pus mâna pe mine, deși sunt arbitru internațional de polo, pun mâna numai când arunc mingea la centru. Da. Tare. Baftă tare. Pe 2019. Mulțumesc să fie. Și te așteptăm după următoarea medalie și să te vedem la Olimpiada de iarnă. Da, mulțumesc. Mulțumim și Antoniei și lui Andrei că au venit astăzi alături. Voi nu trebuia, să fii la școală astăzi? Haideți. Amândoi am luat de la școală. A început școala astăzi. Profesorul lor de sport. Am înțeles. Baftă la școală și baftă și ție. Să fie, mulțumesc mult.